Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijirea Florii. În acest video vreau să vă arăt copăceii Fotinia. Sunt cei mai frumoși de copăcei decorativi din mai multe motive. Priviți ce floricele frumoase au. Florile lor sunt buchetate, foarte frumos mirositoare și momentul când trecem pe lângă ei miroase de la distanță. Ei înfloresc din mai până în iunie. Iar celălalt aspect al lor sunt frunzele, pentru că frunzele acestea sunt tinere, iar pe timpul verii se vor face foarte roșii, deci vor fi roșu, un roșu închis, un grena chiar, și sunt foarte, foarte frumoase. Iar celelalte de anii trecuți sunt un verde mai închis, iar astea tinere se vor face mai roșii, doar că de-abia s-au făcut în primăvara aceasta. Să știți că el face parte din copăceii care nu-și pierd frunzele niciodată, nici pe timpul iernii. Sunt foarte, foarte decorativi. Priviți-l să vi-l arăt cât este de frumos. Mai am unul în partea cealaltă și o să merg să vi-l arăt și pe acela. Ia uitați-l. Acesta este mai puțin înflorit, este mai mult îmbobocit. Eu cred că v-am convins și că vă place. Sunt foarte decorativi și că îl puteți planta în grădini pentru decor. Iar în terase se pot planta în ghivece mai măricele. Eu sper că v-a plăcut, iar dacă v-am convins cu acest video, să știți că este o plantă deloc pretențioasă, adică în momentul când o să o cumpărați, el rezistă foarte, foarte bine și la secetă, doar că în primii 3 ani de viață încercați să le puneți, priviți, le-am pus aceste așchi pentru că le va ține umiditatea. Le ține solul umed în momentul dacă cumva plecați de acasă pe timpul verii când este foarte cald sau trece o perioadă mai lungă în care nu îi udați, pământul va sta umed. Din aceste așchi îi vor ține umiditatea. Și atunci nu are nevoie de a uda foarte, foarte des. Sper că v-a plăcut. Ne vom revedea în un alt video. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și vă spun la revedere!